Bună ziua, prieteni! Bună ziua, România! Am înțeles că au existat meeting-uri ale angajaților din Horeca și cer guvernului lucruri. Cred că problema principală acum e că trebuie repornită industria, inclusiv Horeca. Dar să știți că repornită industria, mai ales pentru aia care sunteți lideri la Horeca, repornită industria într-o economie care s-a oprit și nu sunt bani în piață, nu înseamnă să păstreze aceleași prețuri. Deci voi ăia care aveți hoteluri, vile de vacanță și care sunteți oameni bogați, da? Înainte să vă scoateți oamenii în stradă, cred că ar trebui să ziceți, băi, 180 de lei pe noapte cazarea la noi în hotel, bun, va fi 50 de lei de mâine. Asta înseamnă să-ți pese. Asta înseamnă să vrei cu adevărat să faci lucruri. Altfel, într-adevăr, cei mai amărâți din industria Horeca sunt angajații, nu patronii. Patronii știu foarte bine că există cerere și ofertă. Angajații sunt cumva dirijați de patroni care fac și jocuri. Deci domnii din Horeca, economia s-a oprit pentru câteva secunde. Și ca să repornească, este nevoie să regândiți cererea și oferta. De ce am sau de ce am avut în acum la început de august și în iulie 180 de lei cazarea pe noapte la un hotel bun? Când vrei să faci profit și te plângi că nu faci profit, cum era dacă scădea la 50 de lei? Asta înseamnă cerere și ofertă. La revedere, România, oriunde te afli.